Ei, și după o despățire cu scandal de Lucia Lazăr, Gheorghe Turda nu mai vrea să audă de ea. Cântărețul în vârstă de 69 de ani a pus dragostea în cui deocamdată. S-ar putea să mă mai îndrăgostesc, dar de căsătorie nu mai e cazul, ne-a spus el, greu încercat în amor. Urmează chiar acum un interviu în exclusivitate. Știți ce a spus Shakespeare despre muzică? Și vorba vine răspunsul complet. Shakespeare a spus despre muzică cam așa. Dacă muzica este hrana dragostei, atunci cântați. Cui nu-i place dragostea? La 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 la, cui nu-i place dragostea? Hei, hai, la 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 la, Dumnezeu să nu-i iubea. La 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 la. A fost pe punctul de a se căsători a doua oară, însă totul s-a năruit într-o secundă. Gheorghe Turda s-a despărțit cu mare scandal de Lucia Lazăr în urmă cu un an. Mai există așa iubire acum, așa de o viață, ziua de azi? Există, există. Să nu mă întrebați dacă eu iubesc la vârsta mea. Sigur că iubesc. Și de ce să mă ascund? Știm că sunteți mai mereu îndrăgostiți. Nu, sunt îndrăgostit de cine merită. Am avut o experiență nefastă până nu de curând, așa, sau cam așa ceva, dar trecutul cu trecutul, prezentul cu prezentul și prezentul cu viitorul. Da, e bine, foarte bine. Cu adevărat simt viața, pentru că respect persoana de lângă mine și dacă eu respect, trebuie să fiu respectat și eu. Și asta e cel mai bun lucru într-o relație. Fie ea de căsnicie, fie de prietenie și fie de dragoste. De ce a fost omul lăsat să trăiască supărat, mă? După 5 ani de relație, Lucia Lazăr și Gheorghe Turda au început să se acuze reciproc de toate relele pământului. Și deși timpul ar fi trebuit să le mai aline supărarea, Turda pare de neînduplecat. Încă vă mai caută fosta? Să fie ziua ei și... Mă rog, că... Poate îi pare rău. Nu știu, nu vreau să răscolesc trecutul, dar să fie bine sănătoasă așa cum este... Eu sunt un tip elegant și, pot să spun așa, cu calități de lord, ca să zic. Mă laud eu pe mine acum. Un gentleman. Un gentleman. Și sunt atent cu toate aspectele într-o relegătură, fie ea și terminată. Dacă ar suna și aș cere iertare, ați ierta-o sau... Depinde, depinde, depinde. Aici sunt alte discuții de altă natură și nu le putem discuta în public. După ce s-a ars cu ciorbă, acum cântărețul suflă și în iaurt, asta cel puțin la capitolul dragoste. Dacă ar fi să găsiți acum femeia ideală, ați mai spune da? De ce? Prea târziu. De ce? Nu e prea târziu, nu e prea târziu, dar ca să fiu sincer, într-o relație da, dar nu prin acte, categoric nu. În vârstă de 69 de ani, Gheorghe Turda ascunde o poveste de viață cu adevărat dramatică. Cântărețul a fost căsătorit vreme de 38 de ani cu Elisabeta, o fostă balerină, care a decedat în 2008 după o luptă crâncenă cu leucemia. Soția mea a fost o mare balerină, solistă balerină la ansamblul Rapsodia Română din București și a săraca a dansat până înainte să îmbolnăvi și boala a fost de lungă durată, 22 de ani a suferit săraca și... A fost o foarte mare profesionistă în materie de balet, de muzică populară, dans popular, dar i-a făcut coreografia. Și căsnicia noastră s-a bazat pe cea mai bună înțelegere, de respect reciproc și ne-am crescut fetele, acum nepoții, am 3 nepoți, în liniște și în armonia credinței, în credință și în credință în bunul Dumnezeu.